Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, Marcu este un scriitor foarte dinamic. Evenimentele se derulează cu foarte mare repeziciune în Evanghelia scrise de el. Să ținem și noi pasul cu el. Încă suntem la capitolul 2 al Evangheliei sale. În ultima parte a acestui capitol ajungem la o zi de sabat în lanurile de greu. Apoi, capitolul 3 începe cu o zi de sabat în sinagogă. Am văzut aceste două incidente și în Evanghelia după Matei și în cea după Luca. Este important să reținem ce s-a întâmplat aici, pentru că acesta este momentul rupturii totale cu toți conducătorii religioși. Din acest moment ei a început să-i plănuiască moartea. În incidentul cu spicele de grâu, Isus spune că El este Domn al sabatului. În sinagogă, El face bine în ziua sabatului. Întrebarea pusă aici este, a încălcat El sabatul în vreuna din aceste împrejurări? Când l-a vindecat pe omul cu mâna uscată, a încălcat legea sabatului? Cu siguranță că nu. El a venit să împlinească legea. Dar aici descoperim că Isus îi dă o interpretare. El descoperă oamenilor faptul că este domn al sabatului și că a face bine este lucrul cel mai important. Iată ce spune el. Versetul 23 din capitolul 2. S-a întâmplat că într-o zi de sabat, Isus trecea prin lanurile de greu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să zmulgă spice de grâu. În greacă, cuvântul tradus aici este sporima, care înseamnă lanuri semănate cu grâne. Deci ar putea fi vorba despre orz sau grâu. Indiferent ce fel de grâne erau, cert este că ucenicii zmulgeau babele și le mâncau, iar farisei au interpretat gestul lor ca fiind recoltare și trăierere în ziua de sabat. Legea îngăduia oamenilor să culeagă spicele, în Deuteronom, capitolul 23, versetele 24 și 25, citim Dacă intri în via aproape lui tău, vei putea să mănânci struguri după plac până te vei sătura, dar în vas să nu iei. Dacă intri în holdele aproape lui tău, vei putea să culegi spice cu mână, dar secerea în holdele aproape lui tău să nu pui. De fapt, ucenicii respectau legea. Dacă ar fi adunat spicele într-un vas, acesta ar fi însemnat că recoltează. Dar farisei au folosit propria interpretare și au spus că ucenicii au încălcat legea. Farisei i-au zis, Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Isus le-a răspuns, Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Domnul nu a insistat asupra faptului că ucenicii nu au încălcat sabatul. De fapt, el a refuzat să discute cu ei despre acest lucru. Dar apelează la o împrejurare din viața lui David, împăratul lor, în care el încălcase în mod clar legea mozaică, dar fusese îndreptățit. Vedeți, litera legii nu trebuia impusă atunci când ar fi adus greutăți unui slujitor al Domnului care nu făcea altceva decât să-i slujească. Acesta a fost cazul lui David, și Domnul Isus folosește acest exemplu aici. În cele din urmă, Domnul Isus atacă frontal problema. Apoi le-a zis: Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului este Domn chiar și al Sabatului. Acesta este un principiu important referitor la ziua de sabat și la semnificația ei. Legea a fost făcută pentru om și nu omul pentru sabat. Un alt principiu la fel de important este acela că Domnul Isus este Domn și al Sabatului. Amândouă aceste principii sunt la fel de importante. Rețineți și faptul că noi nu mai trăim astăzi sub vechiul sistem mozaic de legi, care o include și pe cea referitoare la ziua de sabat, pentru că aceasta era o parte a legământului dintre poporul Israel și Dumnezeu. Incidentul cu spicele de grâu și ziua de sabat, precum și cel pe care îl vom vedea imediat la începutul capitolului 3, cu ziua de sabat și sinagoga ar trebui luate în considerație împreună. Chiar dacă ele sunt despărțite în Biblie în două capitole succesive, noi le discutăm împreună pentru că aduc în discuție importante atitudini cu privire la împărăția cerurilor. Este evident în acest capitol 3 faptul că Isus a vindecat o mulțime de oameni ale căror relatări ar fi putut fi redate separat, cum a fost cazul paraliticului coborât prin acoperiș. Dar Marcu ne impresionează în acest al treilea capitol prin faptul că observă la microscop anumite incidente și că ne îngăduie să privim mulțimile pe care le-a vindecat Isus. Aici apare o întrebare cu privire la numărul de persoane cu care a venit în contact Isus în mod personal. Orice încercare de a face vreo socoteală nu ar fi altceva decât pură speculație. Dar Marcu vrea în mod special să înțelegem că este vorba despre un număr foarte mare. Să urmărim, deci, acest episod care se înscrie în cele trei legate de ziua Sabatului. Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în ziua Sabatului ca să-l poată învinui. Întrebarea care apare aici este nu cumva omul a fost pus intenționat acolo? Părerea mea este că da. Celălalt incident petrecut în ziua de sabat a avut se loc afară, în lanurile de greu, un loc neutru. Acum este sabatul în sinagogă, și acesta este un loc sacru. Domnul Isus vindeca însă mulțimile. Fariseii știau că dacă îl puneau pe acest om cu mâna uscată în calea lui Isus, el îl va vindeca după ce va intra în sinagogă. De fapt, fără să-și dea seama, ei făceau un compliment Domnului Isus. Ei știau că era milos. Dar pe ei interesa altceva voiau să poate spună că Isus a încălcat sabatul vindecând un om în acea zi. Dușmanii Domnului Isus așteptau cel mai mic pretext pe care l-ar fi putut invoca pentru a-l acuza. Și n-au avut mult de așteptat pentru că iată ce a făcut Domnul. Și Isus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Domnul va face ceva aici. El cere omului cu mâna uscată să vină și să stea în mijloc pentru că vrea să spună ceva pentru ei toți cei prezenți acolo. Apoi le-a zis, Este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Oamenii ce au învățat să nu-i răspundă pentru că au observat că intră în încurcătură de fiecare dată când o fac. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împătrirea inimilor, a zis omului, întindeți mână. El a și mâna i s-a făcut sănătoasă. Acum Domnul Isus trece de tradiție pentru a ajunge la esența scopului lui Dumnezeu în ceea ce privește ziua de sabat și rostul pe care l-a avut inițial pentru poporul evreu. Ei nu puteau răspunde pentru că știau că s-ar fi învinuit singur dacă ar fi făcută. Observați aici că Domnul Isus privește în jur cu mânie. Rețineți lucrul acesta. Isus poate fi mânios. Dr. Graham Scrooge remarcă faptul că timpul la care este folosit cuvântul în limba greacă indică o mânie temporară, de scurtă durată. Dar cuvântul grecesc tradus aici prin mâhnit este folosit la prezentul continuu, ceea ce denotă o mâhnire, o întristare continuă. Cu alte cuvinte, Isus și-a rotit privirea cu o străfulgerare de mânie în jurul lui, întristat de împietrirea inimilor, acesta fiind un sentiment pe care îl purta în inimă și care îl urma ori încotro mergea. Isus a avut mereu în inimă această întristare apăsătoare din cauza împietririi inimilor. Isus îl vindecă pe omul cu mâna uscată. Era ziua de sabat, dar pentru că sabatul este făcut pentru om și pentru că el este domn și al sabatului, Isus l-a vindecat pe acest om în ziua de sabat. Acesta a fost punctul de ruptură dintre Isus și conducătorii religioși iudei. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Din cauza acestor două incidente, ambele petrecute în ziua de sabat, acești agenți ai urii și-au pus în gând să-l omoare pe Isus și nu au renunțat la acest gând până nu l-au văzut răstignit pe cruce. Acesta este începutul complotului care urma să ducă la prinderea Domnului Isus și condamnarea lui la moarte. Însă, mai era mult până atunci. Chiar dacă liderii doreau pierderea Domnului, popularitatea lui era într-o permanentă creștere. Isus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim din Idumea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului. Când a auzit tot ce făcea, au venit la el. Observați că acum vin oameni din diferite părți și îl urmează pe Domnul. Domnul s-a retras strategic la vremea aceasta pentru că, așa cum spuneam în alte parte, nu sosise încă ceasul lui. Mai târziu, el vine și înfruntă pe toți oponenții săi în Ierusalim, dar acum se retrage, iar mulțimile de oameni îl urmează. Dacă veți căuta pe o hartă toate locurile prin care a mers Domnul Isus, veți vedea că ele acoperă o arie foarte întinsă. Oamenii din toate aceste locuri vin să-L asculte pe Domnul Hristos. Acum el are de înfruntat un alt fel de pericol. De data aceasta nu mai este vorba de conducători religioși, pentru că ei se temeau de mulțimi. Domnul Isus este în pericol de a fi copleșit de mulțimi. Ați văzut cum sunt protejate în ziua de astăzi celebritățile de mulțimea de admiratori. Observați ce face Domnul Isus. Isus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o cărăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod. Căci el vindeca pe mulți, și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Mulțimile de oameni nu numai că îl împiedicau pe Isus să-și facă lucrarea, dar chiar îi puneau viața în pericol. Oamenii, număr foarte mare, îl împingeau din toate părțile. Ni se spune că el a vindecat pe mulți. Nu puteți reduce cuvântul mulți la o cifră anume, dar mulți înseamnă mulți. Evangheliile ne relatează numai câteva exemple de vindecări în masă, cazuri în care ni se spune că Isus i-a vindecat pe mulți. Deznădejdea oamenilor este de asemenea importantă. Omenirea are o nevoie disperată de Dumnezeu și noi toți facem parte din această mare familie. Toți avem nevoie de El. Pentru că El este acela care are o autoritate deosebită. Din păcate, și diavolii o recunosc mai bine uneori decât noi oamenii. Duhurile necurate când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. Duhurile necurate l-au recunoscut pe Isus, Vom păstra acest subiect pentru mai târziu, pentru că vreau să vorbesc despre ce înseamnă a fi posedat de demoni, la timpul potrivit. Există așa ceva astăzi în ceea ce se numește închinarea la satan. Aceste lucruri se întâmplă astăzi la scară destul de mare, din păcate. Dar Isus nu a dorit mărturia lumii din adâncuri. Duhurile necurate au recunoscut că Isus era fiul lui Dumnezeu, însă el nu dorea să primească mărturia lor. Acum începem să vedem scopul suveran al lui Dumnezeu în alegerea și în numirea celor 12 apostoli. În urmă, Isus a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. Ar fi bine să notați acest lucru. Fie că ne place, fie că nu, Domnul este cel care face alegerea. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Sunt cuvinte consemnate de Ioan în Evanghelia Sa, în capitolul 15, versetul 16. Nu este lipsit de reverență să spunem că, de vreme ce El i-a ales pe ei și nu ei l-au ales pe El, Domnul este responsabil pentru acești ucenici. Este o adevărată mângâiere să știm acest lucru. Dumnezeu v-a mântuit. A început în voi o lucrare bună și va rămâne alături de voi, dragi prieteni. El vă va duce cu bine la linia de sosire. Asta înseamnă acest lucru. Și când Domnul cheamă, ucenicii răspund. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimite să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Aceasta este chemarea finală adresată apostolilor. Aici devin ei de fapt apostoli și tot aici sunt trimiși cu o sărcinare specială. Domnul însă nu îi va însoți. Nu va fi cu ei fizic. Marco nu oferă niciun fel de detalii aici, dar în Evanghelia după Matei, capitolul 10, începând cu versetul 5, ne este redat mesajul și ne sunt arătate și metodele pe care trebuiau să le adopte în această însărcinare anume ucenicii care plecau. Numele apostolilor apar în versetele 16 până la 19. Să trecem și noi prin această listă a celor 12 apostoli. Primul în toate listele cu apostoli este Simon Petru. Apoi, Iacov, fiul lui Zebedei, este al doilea. Ioan este fratele lui Iacov, Andrei fratele lui Simon Petru. De obicei, el este trecut alături de fratele lui în alte liste. Filip, apoi Bartolomeu, care mai este numit și Natanael. Îl avem aici și pe Matei, apoi Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, care mai este numit și Iuda sau Levi, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul. Aceștia sunt oamenii pe care i-a ales Isus. De iată că cei de acasă nu înțeleg ce se petrece cu Domnul Isus Hristos. Au venit în casă și s-au adunat din nou în așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că-și ziceau, și-a ieșit din minți. Marcu ne impresionează prin descrierea unei vieți pline de acțiunea lui Iisus. În acest evanghele vedem cât de ocupat este Domnul. Observați reacția prietenilor lui. Dacă un om își dedică viața unei cauze nobile, dar pământești, este aplaudat. Muzicianul, atletul, omul de afaceri, artistul, politicianul care se dedică muncii sale este recunoscut pentru devotamentul său total. Dar dacă un om se dedică total cauzei lui Dumnezeu, este etichetat drept fanatic. Și cărturarii care se pogorâsere din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Belzebul era un zeu păgân, căruia evreii atribuiau supremația printre duhurile rele. Isus i-a chemat la el și le-a zis în pilde, Cum poate satana să scoată afară pe satana? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Pe scurt, Isus spune că nu poate scoate demon prin puterea demonilor, pentru că aceasta ar fi ca și cum o casă ar lupta împotriva ei însăși. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Trebuie mai întâi să legi pe un om puternic dacă vrei să-i jefuiești casa, acest lucru este adevărat și aici. Domnul Isus nu face acest lucru prin puterea lui Satan, pentru că ar însemna că Satan luptă împotriva lui însuși. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor ostii oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în viață, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta, pentru că ei ziceau, are un Duh necurat. Acesta era păcatul de neiertat atunci. Astăzi nu ar mai putea fi comis în acest fel. În primul rând, oamenii aceia îl aveau printre ei pe Fiul lui Dumnezeu cea de-a doua persoană a Sfintei Trăim. Și tocmai pe el îl acuză că scoate demon cu ajutorul lui Belzebul când el îi scotea prin puterea Duhului Sfânt. Astfel ei respingeau lucrarea două persoane ale Dumnezeirii, mărturia Fiului și mărturia Duhului Sfânt. Aceea Manifestau o atitudine de necredință care consta într-o permanentă respingere a lui Hristos. Ei se împotriveau Duhului Sfânt. Așa ceva era de neiertat. Astăzi este greu să faci un astfel de păcat, dacă prin aceasta înțelegem că un om poate comite un păcat, după care vine înaintea lui Dumnezeu cu pocăință și Dumnezeu nu l-ar ierta. Hristos a murit pentru toate păcatele noastre, nu numai pentru unele. El, a murit pentru toate păcatele, în afara păcatului de neiertat. Nu este posibil ca astăzi cineva să comită un păcat pentru care să nu poată fi iertat de Dumnezeu. Însă, dacă nu are o atitudine de pocăință, dacă nu vine înaintea lui Dumnezeu, atunci păcatul acela rămâne neiertat. Să mergem mai departe. Atunci au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: Iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: Cine este mama mea și frații mei? Apoi aruncându-și privirile peste cei ce ședeau în prejurul lui, iată, a zis el: Mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Acum, dragi prieteni, ceea ce spune Domnul Isus este foarte important pentru că Domnul folosește cuvintele transmise lui drept pilde pentru un adevăr foarte important. Îmi imaginez că Domnul Isus era probabil așezat pe ceva sau poate chiar se plimba prin mijlocul acelor oameni când iată că vin cei care aduc mesajul. El se adresa oamenilor și probabil acei mesageri nici măcar nu au așteptat ca el să termine, ci au intervenit întrerupându-l. Domnul prinde din zbor cuvintele lor, și le folosește pentru a specifica care sunt termenii relației ce va fi între el și cei ce vor crede în el. Este atât de important să înțelegem cât de mare este această onoare pe care Dumnezeu ne o face. El ne face prin Domnul Isus o parte a familiei sale. Iată ce spune Pavel Galatenilor. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. În epistola adresată romanilor, Pavel spune următorul lucru: Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm, Ava, adică Tată! Iată ce mare este dragostea lui Dumnezeu. Ea aduce eliberarea, ea aduce înfierea, ea aduce pacea și liniștea și dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. Este foarte important să înțelegem aceste lucruri pentru că este important să fim într-o relație corectă cu Dumnezeu în Hristos Iisus, prin primirea Lui ca mântuitor personal. Astfel avem dreptul să fim copiii Lui Dumnezeu și această calitate de copiii Lui Dumnezeu ne aduce o extraordinară binecuvântare. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.